Anul trecut, pe vremea aceasta, era perioada în care meseriașii își mutau activitatea în interior, însă acum încă lucrează la izolarea pereților exteriori. Oamenii își izolează acum casele, pentru că acum e cerința mai mare la izolări, mai ales cu scumpirea asta la curent, la apă. Cu cât v-au crescut lucrările pe exterior în această perioadă? Să zicem 40%, cam așa. Apelează mai mult oameni la exterior acum. Și probabil din cauza fricii. După ce locuința a fost izolată termic, urmează să fie aplicată tencuiala sau vopseaua lavabilă. În ceea ce privește termoizolațiile, într-adevăr am înregistrat o creștere foarte ridicată și la gama de tencuieli decorative. Oamenii, fiind îngrijorați de creșterea prețurilor la energie și la gaze, au dorit să-și termoizoleze locuințele și cei care au avut posibilități și mai mari să-și monteze și panoul solare. Cu această ocazie, proprietarii au șansa de a-și schimba și aspectul locuinței. Au început să se poarte culorile care aduc spre nuanțe naturale, culori de pământ, de ciment, de piatră. Aceste culori sunt și mult mai rezistente la ultraviolete, deci în timp durează mult mai mult ca și culorile puternice, cum este roșu, portocaliu, verde. Izolarea exterioară a casei este o variantă eficientă, costurile aferente încălzirii mobilului fiind reduse cu până la 20%.